Am avut chiar acum două zile o scenă cu cineva, hai la mama, hai la mama la urs. E, și în momentul când s-a ridicat ursul două picioare și a alergat-o până în stradă... Aolea! Dacă tu pleci lângă urs și urci încolo în pădure, îi te atacă. Dacă nu vine cu întregul lor, mai rupe către un corp, nu mănâncă nimic. Deci a avut stixuri, a avut ulei, a avut... Nu. Să joc. De cât a rupt și a plecat. S-a rupt și sigur. Da? Da, nu te cum iau și mie. Făcuse gogoș ziua și noaptea venim la 12. Și o bătrânică striga, a venit la gogoș. Vreau să-mi fac alarmă pentru urs, adică să-mi preșmuiesc de jur împrejurul rulotei și doze de bere goale, să le pun ca să mă anunțe când vine ursul. Și el se sperie. În prima seară a venit anul ăsta, în martie, un porbiseț. Formal. Bărbate mi zice, vezi că vine ursul. Ce uce uzmare, vine un porbiseț. Aș putea să spun că cea mai periculoasă amintire e prima noapte rulotă. A fost în prima băieniță și a venit o vigilie în noaptea aia. Dar am zis că ne ia pe sus și ne țineam de mână așa și el zice, Doamne, dacă e să murim, murim fericit. Și-am cumpărat rulotă. O vacanță permanentă. Asta caută în fiecare vară pe Valea Cerbului aproximativ 300 de pensionari veniți din toată țara. Timp de 5 luni pe an, oamenii își lasă gospodăriile de la sat sau de la oraș și înfruntă animalele sălbatice și stihiile naturii, totul pentru ceva fără preț, liniște și aer curat. Nu e nicio economie, că toată lumea spune, pe Valea Cerbului, da. Se face economie, nu e adevărat, e greșit. Căldură îți faci de la gaz. Aceeași cheltuială este. Benzină, mâncare, spălare, deci aceeași vapăte și mai mult decât acasă cheltui. Dar pentru aer nu trebuie sacrificii. Fenomenul Valea Cerbului există încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci, în loc de rulote, valea aflată la 4 km de Bușteni era plină de corturi. Toți cei care veneau aici aveau un singur gând, să scape de betoane și să cunoască oameni liberi ca ei. Pe timpul lui Ceaușescu, aici eram, când eram cu corturile și făceam focuri de tabără. Eram specialiști la focuri de tabără. Organizam focul înalt, te legam cu celofană, le legam cu sfârmă și era frumos. Și ne adunam toți în groapă unde stănea Ion, dar era de nivelată, după aceea nivelată. Și atunci, la focul de tavă, spuneam bancă, să mă povești, spuneam tot ce era foarte plăcut. Comunismului veneam, da. Când s-a circulat copii, și o duminică, da, și una nu. Atunci a fost și parcă a fost mai frumos. Rulotele au apărut la poalele brazilor înalți la începutul anilor 2000 și au devenit populare pentru că îi apără pe oameni de pericolele naturii și oferă mai mult confort. Fiecare rulotă are acum panouri solare care dau energie electrică și antene parabolice pentru televizoare. Peisajul se schimbă de la an la an. Atunci erau mulți copii și fiecare bunică sau mamă, dacă era, dar în general bunicii erau, în ziua asta le făcea o bunică gogoși. Sau în ziua asta, la alta fierbea porumb și le puneau seara, le coceau cartofi, în staniol, la foc. Deci erau multe din astea. Vin și acum copiii. Parcă e separat. Se separă de fiecare care are telefonul mai frumos, mai bun, mai de marcă, bicicleta mai bună. Îi vezi că se separă. Nu știu cum să... Nu mai e colectivitatea aia de joacă, de... Chiria pe Valea Cerbului costă 100 de lei pe lună pentru o rulotă și include taxa pentru colectarea gunoiului menajer și curățarea toaletelor ecologice. Cei care vin aici își iau apa de la râul din apropiere. Pe lângă cei 100 de lei însă, oamenii spun că au multe cheltuieli. Hai să vă spun, noi plătim 100 de lei pe lună. Două butelii, 2.400.000. Și la bloc, la două camere unde stau eu, nu plătesc atât. Dar să nu se mai spună că să scop pensionarii. Că eu unul dau mai mult decât aș da la bloc. Iuliana și George Ivașcu sunt din satul Moara Vlăsiei, județul Ilfov, și au început să-și petreacă vara la rulotă în urmă cu 5 ani, când George a ieșit la pensie. Pentru că s-au îndrăgostit la prima vedere de viața la munte, au făcut sacrificii mari. Au luat un credit de 2000 de euro ca să-și cumpere rulotă. Aici avem cortul la rulotă, unde servim masa, gătim, stăm când e ploaie, când e timpul urât. Și avem televizor, avem tot ce trebuie, ca să nu zică lumea că noi stăm...
chiar pustie așa. Deci avem programele toate, avem lumină, avem căldură, ai unde dormi. Mai am dat nu trebuie. Da? Deci avem și compartimentul, avem frigider. Da. Deci e suficient pentru noi doi. Și aici avem margănie pentru toaletă și chiuveta care o lăsăm în jos și ne spălăm dacă e nevoie. Deci putem să punem dacă vrem boiler, să punem, dar nu ne trebuie. Am venit în vizită la un vecin, fiind coleg pe servici, și i-a plăcut foarte mult soțului viața la rulotă. Și a vrut și el să ia rulotă. I-am zis, dacă tot îți dorești, tot îți dorești, hai că te-au jucărie, mergem la bancă, facem un credit și luăm rulotă. Și așa am făcut. E foarte greu la început. Pentru că nu știi rostul, nu știi cum să lucrezi cu gazele, să-ți faci condiții, să-ți ușurezi viața. Și tot timpul trebuie investiții. Când se zice bateria, când un panou solar, când televizorul, ceva pe la frigider, că sunt și ele vechi. Deci nu există să nu investești. Deci numai anul ăsta am dat pe cort 13 milioane, ce-am mai luat? I-am schimbat cauciucurile. Noi încălzim apa de la soare, o luăm, o punem într-un bidon și cu această pompă și cu acel duș ne facem baie. Pentru că acum ascultă râul care curge în spatele rulotelor, ciripitul păsărilor și pașii animalelor sălbatice, familia Ivașcu nu mai are urechi pentru gura lumii din sat. Cine din sat n-au o părere foarte bună. Zic, iar pleacă, iar s-au învățat să stai așa haimanale, în loc să muncească, strângă banii pentru copilași, să facă nu știu ce. După noi a luat și prietenul nostru rulotă. Tot așa, a văzut? A venit la noi 2-3 ani. Am făcut grătare împreună, am stat aici, el dormea la cabană și după 2-3 ani și-a luat și el. Păi, ne-am cunoscut permanent. Aici se fac legăturile, aici se fac prieteni. Aurica și Stelian Gheorghe vin de 8 ani pe Valea Cerbului. Sunt din Ștefănești de Jos, județul Ilfov, un sat vecin cu cel în care locuiește familia Ivașcu. Cu toate acestea, ei s-au cunoscut pe malul râului. Acum își petrec serile împreună în fața rulotei, unde greutățile vieții dispar pe ritmuri de muzică populară. Cum ați început să lucrezi cu rulota? Asta din o întâmplare. Am fost operat de inimă. Și atunci... Ce trebuie aer, trebuie căldură, căldură, și nu. Spune ce e. Vine omul la aer. Alături de familiile Ivașcu și Gheorghe se află Corneliu Cojocaru, fost ghid montan. Este primul an când vine pe Valea Cerbului, iar vecinii din camping l-au primit cum se cuvine. L-au ajutat să-și instaleze rulota la umbra unui copac și să monteze în fața ei un cort care ține loc de verandă. La rândul lui îi învață pe ceilalți cele mai importante lecții pe care le-a primit de la natură. Cornurile de brad au căzut pe pământ. În momentul în care va fi timp frumos, se deschid acele lor. Când e timpul urât, se închid. Iarăși, oile, cum pasc. Pasc cu gâtul întins spre deal, e timp frumos. Cu capul strâns între picioare spre vale, timp urât. Ploaie. Și mă simt foarte bine. Adică mă simt exact ca într-un cerc de prieteni. Cu toate că când am venit aici, nu cunoșteam pe nimeni. Absolut. Dar ne-am împrietenit. Pentru că însăși muntele cu frumusețile lui leagă niște prieteni. Vestea că la Valea Cerbului nu este doar un camping de rulote, ci o adevărată comunitate, a ajuns și la turiștii străini, care vin aici în număr din ce în ce mai mare. Am fost afară și noi să văd că spaniolii au fost foarte calzi. Și am zis, Doamne, câtă căldură poate să aibă oamenii ăștia în ei și cât de rici și de urâcioși suntem noi. Noi suntem bosunflați, vine un client la magazin, pe când aia, ula, îmi zice, îți schimbă barfa. Deci mi s-a plăcut așa, am zis, băi, dacă vine un străin, chiar dacă nu știu o limbă străină, îi arăt, ursul, bear, draj, laci, să înțeleagă omul, îi arăt pe desenet, îi arăt sfințul. Prieteniile pe care le-a legat muntele nu le mai dezleagă nici distanțele între județe și nici trecerea anilor. Cu vecini am sărbătorit zi de naștere, zi de nume, ne-am distrat, am cântat, dar lipsa bunului ne-am respectat. În fiecare an ne-am făcut prieteni noi, da. Pot să iau care ne-am avut bine.
N-am aranjat-o pentru aspeții, că nu știam că vine dumneavoastră. Eu așa e totdeauna. Acum m-am lovit, dar înainte, înainte de 2007 eram sănătos, toți sunt politici, sunt activ, toți se opune la mitică, așa. Și m-a invitat până, până era un amas, ca vecinul din stângă, bunicilor din dreapta. Luni, ora 10 dimineața, ploaia de vară construiește coloana sonoră pentru un mic dejun idilic. Aurica și Stelian Gheorghe pun pe masă legume aduse din gospodăria lor din județul Ilfov, unde se întorc odată la câteva zile ca să aibă grijă de nepoți. Astăzi de dimineață am pregătit o omletă, puțină brânză, castraveții, ridichii și pe urmă poate servim câte o cafea, dacă putem să o servim. Și la prânz urmează să vedem ce pregătim. M-am dus, am luat două bucățele de carne, două verzișoare și le-am făcut. N-a fost... Cum vrei să-ți faci, da, poftă. Dar mai mult legume, mâncăm, ciorbe din asta de zarzapat. Asta ne place mai mult. Eu nu prea am așa stâmpăr ca să stau locul lui, dar soțul meu când vine și nu are nimica de făcut. Acum a mai tuns iarbă, mai a pus, nu știu, un par, nu știu pe unde, se arăză pe un scaun șezlong și stă și se uită. Două ore, nu vorbește cu nimeni, dacă nu mai bine, și stă acolo, râde copiii când le spun acasă, ce face tata? Tata, meditez! Da, mă uiți, el are stare în viața, mai, eu mai să mă mișc, să plec, să... Viața e frumoasă, dar depinde de fiecare om. Da. Cum și-o... Organizez, așa e. Și totul e bine să fii prietenos cu toată lumea, că nu părăți în pământ. Da. Așa este, asta e legea. De ce ne place natura? Ne place și din cauza că am stat o perioadă la curte. Dumitru și Rodica Stanca vin la munte din 1992. În fiecare primăvară abia așteaptă să scape de București, un oraș sufocat de poluare, trafic și caniculă. În anul 2007 au trecut de la cort la rulotă, pe care au botezat-o după specificul zonei. Aici unde stau, vis-a-vis de mine, vin foarte mult urși. Și la mine, la unde stau la rulotă, mi-am pus într-adevăr o inițială pe pasul urșilor, că aici sunt toți urși. Și ce am zis? De multe ori când vine turiștii zice, ia uite cum îi spune. Da, la mine e registratura. Eu știu la ce oră vine ursul, mai vine ursul seara asta, da. Mai, ce urs vine? Vine ursul aia cu doi pui, vine ursul aia cu trei pui, sau vine un urs mare. Am avut o scenă, acum 2 ani, puțin mai încolo, au venit să petreacă luna de miere, cu nașul, cu cutare, așa, îi țopăiau cu tare, nașul era la grătar. În puza muntelui. Hai, nașule, cu ora asta, acum, stai, bă, hai, s-a dus să danseze. Vă spun, în 5 minute, când s-a dus înapoi la friptură, nu mai era friptură, era grătarul răsturnat, era totul terminat. Și de atunci am învățat. Deci, v-am să zic, că fripturile la munte și mici, așa că asta e tradiția noastră, micii, să fac de vreme. Că mai ales unii mai fac și asta, saramură. Păi, saramură-i tâmpește. Ursul tâmpește. Rulota este practic casa de vacanță a familiei Stanca. De aceea este foarte important ca în fiecare an să fie în același loc și totul să arate ca acasă. În jurul 20 martie, de fapt la 1 martie. Bă, pe ce dată mergem? Bă, cu tare, bă, cu tare. E când venim ca să ne ocupăm, eu de 6 ani sunt în același loc. Astea sunt niște flori de 2 ani de zile aici. Așa a pus soția aceste flori și din asta uitați cât s-a făcut. Da. Și de fiecare care vine seara, zice, în seara asta ți le fur, în seara asta ți le fac, în seara asta nu știu ce. Da? Glumim, că suntem cunoștințe din 2013, de când vii și stau toată vară. Un coleg de serviciu nu vă să treacă aici cu mașina. Nu înțeleg de ce nu le plac. Nu știu de ce nu le plac.
ce nu le place muntele. Și vecinii și foștii colegi de serviciu care încă mai mă întâlnesc cu ei, sunt două tabere. Unii zice că sunt nebuni, că vin la munte și stăm așa, și unii zice bravo ție că îți place natura. După câteva săptămâni în mijlocul munților, Bucureștiul o înspăimântă pe Rodica. O dată pe lună plec, am pe mama singură la țară și la singur îi fac mâncare și plec. Când am ajuns în București, parcă ziceai că e început de revoluție, mașini, sirene de salvare, de poliție, pompieri. Doamne, nu știe ce Dumnezeu se întâmplă. Plecat din liniștea asta de aici, e nenorocire ce e acolo. Zic, uite, totuși câteva luni care le stăm aici, parcă ne încărcăm un pic bateriile pentru iarnă. Când plecăm în septembrie, deja plecăm cu cămara plină. Da. Facem suc de roșii, facem gemuri, facem dulcețuri, zacuscă, orice. Unde aici? Da. În spate avem cuceaun, pirostrie și facem. Pe Valea Cerbului există însă și dezavantaje. Deși din exterior animalele sălbatice par a fi cel mai mare pericol, pensionarii se tem cel mai tare de vremea schimbătoare. Ce am pățit acum 10 zile, o săptămână, a fost o foarte mare vijelie, care niciodată n-am pățit-o în halul ăsta. A ținut aproape 4 ore. A ținut. Nu era să zic că a venit o rafală de vânt. Era la un moment dat, simțeam că ne ridică corturile pe sus. A fost dezastru, da. 4 ore am crezut că nu se poate așa ceva. Mă agățam aici, bătea vântul și asta venea pe mine. Și ca să nu să le rupă, stăteam cu corpul în cort, în laterală și de aici țineam. Și îi spuneam, Doamne, în fața mea, la 2 ore jumătate, este Poiana Izvoarelor. Zic să mă vezi deltaplan, burând cu cortul până acolo. Îmi venea câte o viitură din pădure. Doamne, uite așa! Stăteam? Așa stăteam, 3 ore, da. Mi-am morțise mâinile, da. Nu mai puteam și mișini. Și când s-a liniștea puțin, auzeam că făcea... În timp ce în Occident o pensie ajunge la câteva mii de euro pe lună, iar pensionarii așteaptă bătrânețea ca să meargă în croaziere în jurul lumii, cei din România se refugiază în ce este mai ieftin. Însă, spun ei, aici se găsește ceva ce nu se poate cumpăra cu bani. Sănătate curată. Deci când te scoți dimineața și te uiți în sus să vezi curucea, deci se pare că ești în rai. Deci dacă aș muri, eu aici aș vrea să fiu îngropată, în pădure, în întrădea asta, așa. Eu aici când vin, întreabă. Eu n-am sensibil, n-am și pătrat. El are asta. Are spray-uri, are medicamente. Nu, aici când vine, eu nu-l aud nici că tosește, nici că se sufocă, nici nimic. E perioada când noi culegem vârful de brad și facem sirop de brad, pentru care e bun pentru astmă, pentru răceală, pentru alea. E ceva deosebit. Pentru plămâni e aur și aici. Și pentru psihic, nu pentru... Eu odihnim la toată viața, numai mă stres. Faptul că sunt cum sunt acum, mulțumesc Dumnezeu și muntelui.